Un medic sălăjan s-a aflat printre cei aproximativ 3.000 de candidați și au susținut examenul de specialitate în doamna anului trecut, acesta reușind în urma examenului să obțină diploma de medic specialist. Până la sfârșitul acestei săptămâni, Ministerul Sănătății va transmite către Direcțiile de Sănătate Publică certificatele de medic specialist pentru cei aproximativ 3.000 de candidați care au susținut examenul de specialitate în toamna anului trecut. La examenul de specialitate susținut, din informațiile primite de la DSP lași, din județul nostru a participat un singur candidat, însă acesta a solicitat transmiterea certificatului la DSP Cluj. Pentru medicii specialiști care au solicitat eliberarea certificatului de la Ministerul Sănătății, procedura va demara începând cu data de joi, 8 ianuarie 2015. Eliberarea documentelor se va face în zilele de marți și joi ale săptămânii, în intervalul orar rezervat programului cu publicul 11.30-14. Conform ordonanței numărul 18 din 2009, eliberarea certificatelor de medic specialist se face numai după încheierea stagiului de pregătire în rezidențiat, respectiv după data de 31 decembrie a fiecărui an pentru seria de medici care au promovat examenul de specialist în sesiunea din luna octombrie. Ca urmare a respectării prevederilor legislative menționate, nu există nicio întârziere în eliberarea acestor documente.